de la Jocul Cuvintelor, o emisiune care te face să gândești, îți pune mintea la încercare. Concurenți în seara asta, veniți din toată România, dați-mi voie să vi prezint, acuș vin și cuvintele pentru dumneavoastră. Invitații mei, Bianca! Bună seara! Bun venit, Bianca! Am zis din toată România, de unde vin? Din Oradea. Oradea, da, pe departe. Oradea în ultima vreme. Da. Zici că e Monaco, toată da, lumea despre Oradea vorbește, așa e? Da, e foarte frumos orașul nostru. Să rămână abia. Trebuie să veniți pe la noi. Bun venit. Constantine. De la Brăila. Brăila. De la Dunăre. Peștele a cam dispărut. Da. Se câștigă greu lira la Brăila. Da. La noi. Tanti Elvira. Tanti Elvira. La noi e mai ușor cu jocul cuvintelor. Bun venit, Constantine. Să rămână Paula. Bine v-am găsit. Pregătită? Așa sper. Ce faci? Cu ce te ocupi? Promovez Brașovul în online ca destinație turistică. Place asta. Frumoasă, da, e zonă. Foarte frumos, te așteptăm. Și foarte ieftin am văzut acum Poiana, Brașov, Sinaia, da, o nimica mai toată. Mai degrabă ajungi în Brazilia. Cred că e mai ieftin să ajungi în Buenos Aires, în Argentina. Te rog, nu mă condamna pe mine, nu eu sunt responsabilă. Să rămână Paula, bun venit. Ce faci, Cristi? Salut, bine. Câți ani ai? 23. Cred că ești juniorul. Da, sunt mezino. Echipei, îți ținem pumnii. Traiane, bun venit. Dane. Pregătit, da? Cred. Cuceritor, Traian. Hai să vedem cum o să fie cu toate cuvintele dacă astea. Dacă el a fost, sper să fiu și eu. Da. Paula, îți propun așa, dacă tot am vorbit de prețurile mari din Poiană, din Brașov, din Valea Prahovei. Hai, Paula! Curaj! Bun venit! Să rămână! Totuși, una peste alta, frumos oraș. Foarte frumos. Zonă frumoasă, Valea Prahovei. Și promovezi în online turismul de acolo? Exact, da. Pe Instagram, pe Facebook, în curând un canal de YouTube. Excelent. TikTok. Ce? Da, nebunia de azi. Ce ai terminat? Filozofie. Poftim? Filozofie, sociologie, antropologie, mai exact. Filozofie? Da. Wow! Wow, da. Ce ai mai făcut așa? Ce joburi ai mai avut? Diverse. Am lucrat în vânzări. Am făcut training. În vânzări ce? Ce ai vândut? Am vândut telefonie. Ok, bun. Cum ziceam, noi lucram la aprozar și vindeam portocale. Așa, bun. După care? După care am trecut în mediul de business românesc, care înainte era o corporație. Aha. După care pe cont propriu în comunicare. Dar deloc filozofie, adică ai terminat facultatea? Deloc. M-am dus acolo pentru un modul de jurnalism, dar n-a fost să fie. Mamă, deci ai terminat filozofia, dar faci cu totul și totul altceva. Așa doamna, e, da. Doamna filozof, există femininul de la filozof? Nu există, nu? Nu știu, cu filozofă. Doamna filozofă. Dacă tăceai filozofă, rămâneai. Da, da. Are Confuciu, suna foarte bună. Când viața nu mi-a dat răspunsuri, am schimbat întrebările din filozofie. Așa e și la jocul cuvintelor, doar că nu poți să le schimbi. Paula, regulamentul îl știi, da? Da. Întrebările, definițiile noastre, tu trebuie să găsești răspunsul în... Doamne ajută! Să fie cu noroc! Constantine, să nu uităm, Bianca, Cristi, Traiane, cine adună cei mai mulți bani, pleacă cu ei acasă, e câștigătorul serii. Paula, hai să începem! Hai! Fii atentă! Paula, burlac, fecior sau holtei, tu dă-mi un sinonim. Literă? Deci burlac. June? June. Hai că am început bine. Discreția. Am văzut cu un degețel. Îmi venea să-i dau una, dar m-am abținut. Asta e doar începutul. Englezism. Îți dau un englezism. Okay. Că toată lumea îl folosește. Așa e. Tu ai zis că intri pe TikTok, pe Facebook, pe Insta. Un englezism. Fii atentă la englezismul ăsta. Zice... Lămâie verde, cum îi zice? Lime. Lime-ul e, da, lime. La englezisme suntem buni, Constantine, da. Hai să ne ducem pe român acum. Paula. A reprezenta prin semne convenționale sunetele sau cuvintele din 5 litere asta. Literă. E un verb la infinitiv. Cer prima dată litere. A, ai mai cerut, cred că ai mai cerut la june, da. Da, literă. Paula. Vorbirea. Vorbirea când o reprezinți grafic, ce faci? Noi doi. Ia reprezintă tu grafic ce facem noi doi. Taci mai, Constantine, nu mai șopti atâta. Noi doi, când
reprezentăm grafic literă. Vorbirea. O să opresc timp. Ei, nu-mi zi, mai ai două litere de pus acolo. Da, am un blocaj. Scrie. Scrie! Scrie, da. Scrie, Paula, scrie. Semne cum e scrisul, vorbirea pusă grafic. Am fost și învățătoare, deci ar fi trebuit să știu. Ai fost învățătoare? 6 ani de zile. Am terminat liceul pedagogic. Nu era mai frumos în învățământ decât pe TikTok? Era mult mai frumos, dar din păcate aspectul financiar m-a făcut să fac schimbarea. Hai, nu-mi spune că se câștigă mai bine pe... Nu. Pe social media decât în, la catedră? N-aș putea să spun, pentru că încă nu câștig nimic din treaba asta. Te pregătești doar. Exact. Exact ca și sportivul care aleargă pentru medalii din 5 litere. Literă. Atlet. Atlet. Uite că l-ai luat pe asta. Uite că l-a luat pe asta. Atlet, ai 1300 de lei. Mai avem timp. 3 minute și 11 secunde. Paula. Că tot e anotimpul rece, e frig. Sac plin cu fulgi, puf sau pene. Că tot e frig acu, e anotimpul rece. Toată lumea e zgribulită. Literă. Sacul ăla e... Pilotă. Pilotă! Pilotă, ți-ai revenit brusc. Constantin zicea mai devreme de litere care să te ajute să fii sigur că ăla e cuvântul și mi-am adus aminte de sfatul lui. Pilotă. Mulțumesc. Ia-o-s, Constantine. O literă care să-ți confirme, nu? Care să-ți confirme răspunsul. 6 litere suntem. 1800 de lei, mai avem 3 minute și 4 secunde. Paula, ăsta e interesant, e definiție frumoasă. Dacă tot ai terminat filozofia, a transformat din bun în rău. Literă. Literă. Din bun în rău. Schimbi forma unui lucru din bun în ceva rău. Strica? Ăsta e, a strica! A strica! Ăsta e. Mai bine construiești un copil bun decât să repari un matur stricat. Ăsta e, a strica. Avem 2200 de lei. E bine? Păi... E salariul unui învățător, nu? Debutant, poate, acum. Debutant. Da, da, e bine. Mai avem 2 minute și 48 de secunde. Paula, îți place asta. Loc public de dimensiuni mici, mijlocii sau mari. Dar trebuie să intre în 7 litere. Știu că sunt multe locuri publice. Literă. Dar ăsta trebuie să intre în 7 litere. Literă. Ai nevoie de autorizație ca să-ți deschizi așa ceva. Dar e plin de ele. Literă. Nu mai intră lumea prin ele din cauza inflației, dar e plin. Ți-a venit și prima literă? Magazin. Magazinul! Îl știai, Constantine, știai de mult, așa-i? Magazinul. 300 de lei te-a costat magazinul ăsta. Da. 2600 de lei avem până acum. Paula. Care apare de două ori în 30 sau în 31 de zile. Adjective asta. Nu sta pe gânduri și dă-i fără literă. A? Deci dacă literă. Apare de două ori în 30 de zile. Bilunar. Bilunar, adică de două ori pe lună. Bilunar, de două ori pe 30 sau 31 de zile, depinde de lună. Bilunar, da. Puteai să-l iei din... Puteam, puteam. 3200. Ok. Foarte bine. Da, da, îmi place. Foarte bine, pentru că încă nu am ajuns la alea grele. Acum intrăm la 8 litere. Ok. Deci de acum încolo poți să crești bine. Sau Paula? Nu, te rog. Hai să dea Dumnezeu să urcăm. Filozofie, da? Câți ani ai făcut filozofie? 4. Ascultă-mă. E un cuvânt pe care filozofii îl folosesc non-stop. E ceva... E din masa vocabularului a oricărui filozof. Zice așa, raționament care demonstrează sau demontează o idee. Absolventă de filozofie, Paula. Literă. Ți-a venit întrebare din lumea ta. Literă. E folosit pentru a ataca sau a apăra, Paula, o teorie. Argument. Excelent. La 3800, argument în filozofie. Așa, nu? E, da. Unealta principală.
Îl știai, Bianca, argumentul? Da. Dinainte de litere? Nu. A, după litere. Avem 3800. 1 minut și 51 de secunde. Ne ducem sus, ridici jackpotul. Binefacere în folosul nevoiașilor din 8 litere? Literă. Deci o binefacere în folosul caritate. Fantastic! Ai luat litera de confirmare? De control, da. Excelent! Da. Mulțumesc, îmi place cum te uiți, așa mă simt bine. Foarte bine, adică e flatant ne uităm la tine. Mulțumesc. 4500 de lei, 1 minut și 45 de secunde și acum vin alea grele. Ok. Paula, 2 din 9 și 2 din 10, deci te poți duce la o sumă uriașă dintr-un începutul show-ului. Încep? Te rog. 9 litere care denotă o bună creștere. Literă. O bună creștere, Paula. Literă. Mă uit la tine, tu ești reprezentativ ca om pentru literă. Așa ceva. 7 ani de acasă, ăia 7 ani de acasă. Politicos. Ăsta e, politicos, perfect, 5100 de lei. Am început să-mi beată inima mai tare. Cristi, trebuie bătută după aceea. Încercăm. Cât adună ea, ceilalți trebuie să faceți mai mult decât ea ca să-i hați banii. 5100, 1 minut și 25 de secunde. Foarte bine jucat și ca timp. Mulțumesc. Mai avem timp. Stare de echilibru a organismului în caz de infecție sau de boală. Literă. Din 9 litere. O literă luată. Literă. 2 litere, 200 de lei pierdut. Literă. Taci, Constantine, el deja știe, Constantin. 3 litere. E capacitatea aia organismului de a rămâne sănătos. Imunitate. Ești tare. Ești tare, imunitate. Mulțumesc pentru ajutor. Dai indicii foarte bune. 5700 de lei. Dai răspunsuri foarte bune. Un minut mai avem pentru două cuvinte. A, două cuvinte, e bine. Deci, Paula, ne ducem la 7700. Ne ajută. Mă, cum începem? Traian se gândește, nu e bine. Unde? Tată, dacă face 7. Constantine, trebuie să o batem după aceea. 7700, dacă reușești să iei următoarele cuvinte fără litere. Ok. Poți și cu... litere. 1 minut și 1 secundă. Paula, pentru 1000 de lei, a stabili pentru totdeauna termenii unei înțelegeri. Literă. 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 Când dai, Paula, dai o formă finală. Nu. Când dai o formă finală, nu mai faci după aceea modificări ulterioare. Literă. E o formă finală. 1, 2, 3, 4 litere luate. Da, 1, 2, 3, 400 de lei din cuvântul ăsta. Nu mai faci modificări. Definitiva. Mulțumesc. 6300 de lei. E bine, și mai am 22 de secunde pentru un cuvânt. Pentru un singur cuvânt, pentru ultimul. Bun. E mă foarte concentrez. Bine. Paula, concentrează-te la 6300 de lei. Ai ridicat sus de tot de la început jackpotul. Foarte bine. Mulțumesc. Paula, cuvântul de 1000 de lei. Care a fost îmbunătățit, corectat sau corijat, doamna absolventă de filozofie? Literă. Deci... și îmbunătățit, și corectat, și corijat. Literă. Încă o literă, 200 de lei. 9 secunde mai avem. Putem? Literă. 300 de lei. 3 secunde, literă. 2 secunde. A, ai, și era ultimul cuvânt, ok, da. Mai avem jumătate de minut să-l găsim. Sigur îl găsim, că e ușor. Hai, pentru... Rectificat? A, m-a pasat deja. Extraordinar, e rectificat. Paula, fantastic! Mulțumesc! 6900 de lei
Ți-a mers trotineta impecabil. Se putea și mai bine, dar acceptă complimentul de la tine, mulțumesc. Asta cu trotineta, ai luat de câteva ori litere doar pentru confirmare și ai mers excelent. Mulțumesc. Am ridicat sus jackpotul, Bianca, așa e, Constantine, Cristi, așa Traiane, 6900, voi trebuie să faceți 7000 ca să-i luați banii. Deocamdată campioana serii până în clipa asta e Paula. Felicitări, Paula. Ne-a mai liniștit așa puțin. Nu ne-a liniștit. Paula, da, nu. Ba da, de ce nu? Da. Ne-a mai îndropat un pic. De la prima a ridicat jackpot. Eu zic că de-abia acum începe lupta. Că exact. Important da. E motivant. Ne-a motivat, nu? Motivat, da, ai văzut ce face. Traiane, ai curajul, ia să te văd. E motivant, are dreptate. Are dreptate. Și eu mă bucur să te văd. Ne-a motivat, Paul. Știi că ne-a motivat foarte bine. Da, dar nu e rău. E bine. Acum trebuie să luptăm puternic ca să-i luăm ăștia 6900 de lei. Nu e greu, crede-mă. 7000 de lei de făcut din cuvinte. Știu că nu e greu, dar... Nu știu, eu am venit aici, în primul rând, să te cunosc pe tine. De mult vreau să te cunosc. Strâng încă o dată mâna, mulțumesc. Și să văd ce pot. Să-ți pui mintea la încercare și să vezi ce poți în tensiune. Că altceva e aici decât... Stând știu. Acasă cu telecomanda, mai zapând, mai... Ce știu. Faci? Cu ce te ocupi, Traiane? Sunt stivuitorist. Uh-huh. Citești integrame. Fac integrame. Faci, da. Mă uit la televizor. Câți ani ai? 42. 42. De curiozitate, dacă nu e... Cât e pe lună? Cât e un stivuitorist pe lună? Depinde de firma unde te angajezi. Aha. În general, un stivuitorist plătit bine ar lua undeva de la 4500 în sus. E bine. Dar e și muncă destul de grea. Depinde. Depinde de fiecare firmă. Deci, spre exemplu, la firma la care sunt eu, este muncă, nu zic nu, dar, cum să spun, este și ușor în același timp. Traiane, la noi e mai simplu. Descoperi cuvinte. Eu vin cu definiția. 6900, Paula. Nu poți să vii și cu răspunsul? Răspunsul ai tu. Încep, Traiane? Începe. Hai să vedem ce fac. Încep. Traian zice: care fug atunci când apar probleme din 4 litere. Laș. Ținte bine că vine. 2 secunde, ținte bine, Paula, că vine din spate. Bravo, Traian. 2 secunde, 400 de lei. Ăsta e de-abia începutul. Da. Uite mai departe, să dea Dumnezeu. Apropo, de vorbă cu Dumnezeu. Rugă. Excelent! Doamne, ce seară! Dar cum v-ați adunat în seara asta? Așa e, rugă. 4 secunde, 800 de lei. 5 litere. Traiane, care este obișnuit, e firesc? Banal? Hai la sinonim, că-mi place. Banalul, da, nu iese din tipare. Hai un sinonim, de asta e frumos jocul cuvintelor, că ne pune mintea la încercare. Banal sau, nu iese din tipare, nu se deosebește de alții. E firesc? Ca nu. Substantivele. Firesc e deja acolo. Ca substantivele. Al meu, negru, e propriu, al tău e propriu. Traian. Nume? Da, substantiv propriu sau... A comun. Comun. Comun, e comun, banal, da. Știi? Substantiv comun, masă, casă, elefant sau substantiv propriu, Traian, Dan. Asta e. Îl luăm, revenim. Traiane, astrăbate văzducul, verb la infinitiv. Iar apeși fără literă. A zbura. Ai recuperat. Bun, ai recuperat. 40 și cât ai, Traiane? 42 de ani. Ai prins. Nu știu dacă mai există. Mai există masa ambulantă. Masa ambulantă. Teșgheaua pe care negustorii își pun tot felul de... Tarabă. Bun cuvânt. Mă gândeam... Tu ai zis masa ambulantă, mă gândeam la aia porus, cum ai văzut cum e la turci. Aha, de merg și vând. Da. Avem 1300, am recuperat bine de tot. Îți dau un substantiv feminin și zice așa: prezență temporară care ia parte la creșterea unui copil. Descifrează definiția, că e ușoară. Deci, temporar, prezență temporară
Mă gândesc la un cuvânt, da, literă. Are rol de asistent, dacă vrei. Persoana aia care are rol de asistent în creșterea copilului. Adică îmi scapă literă. Îmi scapă. Dădacă. Dădacă! Dădacă, 1700. Mă gândeam la bunică. Dădacă, e bine. Că și bunica are parte, da, dar, tot așa. Da, da, fii atent. Zice acolo, prezență temporară. Bunica e forever. 7 litere. 1700 de lei. Hai că mai avem, n-a trecut minutul, Traiane, de când suntem aici și tu ai adunat deja 1700. Suntem încă în grafic ca să o batem pe Paula. Să sperăm. A fi nepăsător, Traiane, a nu oferi atenția cuiva, e un verb... Cuvenită. Da, a nu oferi atenția cuvenită, da. Literă. Literă. De lăsător cu tine însuți, Traiane, ești a... Hai, dă-mi o literă. A lăsat de izbeliște, a lăsat baltă pe cineva. A declina nu e... Cum? A declina. Nu. Te duci complicat, e cu mult mai simplu. Fine păsător. Da, nu ești departe, nu ești departe. A manifesta dezinteres față de ceva sau față de cineva, dezinteres. A... Mai dă-mi o literă. Mai o literă, una, două, mai ai depus 3 litere acolo. A neglija. Neglija. Hai că tu cumva la care te blochezi. 2000 de lei, putem încă. Să sperăm. Atenție la pronunție. Contează foarte mult fiecare literă aici, te avertizez de la început. Traiane, mașină suspendată pe 6 până la 10 roți pneumatice. Trailer. Intră, trailer. Mm. Du-te în... Nu neapărat sinonim. E un automobil la care poate să aibă acces oricine. E o mașină la care poate să aibă acces oricine. Intră în mașina aia. Feribot? Du-te mai simplu, mai simplu. În cap 40 de persoane. Folosit în transportul interurban. Urban. În transport urban, urci. Tramvai? În comun, tramvai sau... Trolebuz? Autobuz? Autobuz. La cele mai complicate te-ai dus. Le-am luat pe fiecare, asta. Dar unde, dar de ce încep cu feribotul? Atâtea feriboturi avem noi în țara asta. Ce ai zis, Constantine? Cu roți. Cu roți, nu-i feribotul cu roți. Bravo. Încarcă cu roți. Da. Știi că... Am zis definiții. Da. Ne-am dus la trailer, feribot, autobuzul era. Ne întoarcem. Traiane. Care permite accesul. Adjectiv ăsta. Permite accesul, adică e adjectiv feminin. Literă. O trecere prin care poți să intri sau să ieși. Trecerea aia cum e? Deschisă. Ăsta e deschisă, mama lui de autobuz, că nu am ieșit de pe autobusul ăla. Asta e. 2000 de lei. În 2 minute mai avem. Obiect, Traiane, care se agită cu mâna ca să scoate sunete, pentru a scoate sunete. Deci obiectul ăsta se agită cu mâna ca să scoate sunete. Ar fi vuvuzea, dar... Dar ăla nu se agită. Vuvuzea, ăsta se agită cu mâna. Literă? Se agită cu mâna, Traiane! Ding, 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 se agită cu mâna. Bling, 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 bling. Clopoțel? Clopoțelul! Bun. 2700 de lei. Nu cred că am vreo șansă. 9 litere, 10 litere. Important e câte litere mai e. Încearcă să dai răspunsul fără să, știi? Încearcă să te duci direct în cuvânt. De exemplu, am un adjectiv masculin care se află cu susul în jos. Deci cu, dacă e cu susul în jos, cum e? Normal ar fi invers, dar nu intră. Nu intră, nu, nici că ăsta e din nouă. Deci e cu susul în jos. Bun, e bine invers, dar hai să ne învârtim în jurul la invers. Stai și mai, Constantine, din gură. Răsturnat. Ăsta e, răsturnat, perfect.
9 litere. Cuvântul ăsta la televizor se vorbește mereu în ultima vreme din cauza nenorocilor care se întâmplă. Zice așa definiția: care au fugit sau au fost expulzați din țară. Din Donbas sau din zona aia, din... refugiați? Ăsta e! E des folosit cuvântul ăsta la știe. Refugiații sunt. 4500. Ai unul mai avem? Două. A, două. 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 Unul zice așa: care manifestă lipsă de entuziasm și apatie. Adjectiv. Ăla care e apatic, e, n-are entuziasm, e... Literă? Era un desen animat mai de mult cu un taur care era... mirosea flori. Literă? Am ceva în minte, dar... Visătorii, Traiane. Aia care sunt visători. Zic că te aud, mă uiți și la... Știi? Visătorii. Mai dă-mi o literă. Amestecul ăla de apatie cu visare, cu... A bătut așa, nostalgic. Melancolic. Melancolic e! Bun! Bun! 5200 de lei, îți dai seama? Sau 4200. 24 de secunde pentru cuvântul de 1000 de lei. Traiane, a vătăma reputația și onoarea cuiva. Deci a vătăma reputația și onoarea. Merge de făimare, dar nu intră. Da, când defăimezi imaginea unei persoane. Literă? Vezi că e verb la infinitiv. Da, e bine cum zici, când defăimezi, când denigrezi imaginea cuiva. Încă o literă? Încă o literă, 3 secunde, 2 secunde. A face un rău de ordin material sau de ordin moral. Defăimezi imaginea cuiva, adică aduce un... Prejudicia. Excelent! 5900 de lei, Traiane. Într-o ediție normală erai campion. A ridicat Paula jackpotul la cât? La 6900 de lei. Da, mai mult, 1000 de lei ca bine. 1000 de lei. Dar știi unde am pierdut mie? La autobuz. Mama lui! Un cuvânt! Se întâmplă. Sunt un cuvânt. În astea 4 minute, cuvântul ăla, autobuz. Tu te-ai urcat în feribot. Da, aici nu știu de ce a zis feribot, că ăla n-are roți. Asta e. Am venit să văd, ți-am zis, să văd cât mă duce mintea. Tu, foarte bine. Îți mulțumesc că ai fost cu noi. Și eu îți mulțumesc. Ați o mașină cu multe roți, pneumatice. Aha. De obicei, pe trailer... Nu știu dacă ai văzut trailer. Ai văzut că are mai multe roți și toate sunt pneumatice. Eu la ala m-am dus prima oară. Sunt pneumatice. Toate roțile sunt pneumatice. Numai la trenul sunt pneumatice. Da. Dar tu te-ai dus după aia feribotul, după aia mama lui. Acolo era departe. Cristi, ia să te văd. Cuvântul care face diferență. Alătării. Da. Bun venit. Bine te-am găsit. Cum ești? Bine, foarte bine. Ce zici, Constantin? Că sunt la urmă. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Cei din tâi, să dea Dumnezeu. Doamne ajută. Deocamdată Paula a adunat cât? 6900 de lei. Nu e greu de bătut. Încercăm să o batem. Nu e greu. Are mintea lipsă. Câți ani ai, mai zi-mi odată? 23. 23. Și ce faci? Am terminat facultatea anul acesta și lucrez în domeniul în care am terminat. Ce? Am terminat Politehnica, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației. Și asta faci? Ești inginer? Inginer în telecomunicații. Interesant. 20 și mai zi-mi o dată? 23. 23 de ani. Paula, ținte bine. Ăsta mic, inginerul. Cristi, hai să atacăm ăștia 6900 pe care i-a luat Paula. Începem? Începem. Cristi, a schimba direcția la stânga sau la dreapta? A suci. Hai la sinonime. Hai la a suci. La suci sau, da, când părăsești drumul drept. A suci sau părăsi, a schimba. Da, 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 a roti. Da. A te abazi de la direcția unui drum. Te a coti. Asta e, a coti. Bun, ce ai zis, Constantin? Eu am crezut că a zis, am bătut din palme. Și zis eu că... la început, dar vezi, frumusețea e să găsim cuvinte, sinonime, a coti. Ce zicea Constantin mai devreme de sinonime?
Iată-le, aici da. Le găsești. Tot 4 litere. Grup muzical alcătuit din 3 interpreți. Literă? Ăia de la 3 sud-est. Trup. Ăia de la 3 sud-est. Literă? Sunt Albano și Romina Power, sunt 2. Ăia sunt 3. 3, dar grupul ăla muzical, cum îi zici? Grupul literă? Nu-mi zi. Nu-mi spune că mai am încă o literă de pus, Cristi. Tribu. Păi tribu nu-i din 3, mă, omule. Ia toate literele. Ia toate literele în 22 de secunde. Vocale, dă vocale. Trio. Doamne. Trio. Da. Trio. Cum, mă, n-ai auzit de cuvântul ăsta? Ba da, m-am auzit, dar n-a venit. Ai auzit de 3 sud-est? Era o formație când erai tu copil. Da. Trio. Și există și trio conjugal, dar lasă să n-auzi tu de asta. La 20. Da, las-o, mai ești căsătorit? Nu. Eh, lasă, ai vreme să afli și de asta. Doamne ferește. 500 de lei, 3 minute și 27 de secunde mai avem. Cristi, hai să ne revenim. Proprietate rurală specializată în producția agricolă. Deci, te duci la țară, da? Literă. Vegetală sau animală? Fermă. 900 de lei, bine. Hai că ne revenim. Da. Care nu există. N-are cum. E adjectiv. Bă, n-are cum. Literă? Așa ceva nu există. E... Ți-a venit și prima literă, ce norocos. Literă? Așa ceva nu există, e de-a dreptul... Știi? E prezent doar în mintea, în închipuirea cuiva. Imaginar... Nu există. În realitate nu există așa ceva. Imaginar? Nu intră imaginar acolo. Nu-l poți atinge, nu e adevărat. E cum, e... Nu e palpabil, nu e... Da, e de neatins. Băi, n-are cum, mă. În realitate așa ceva nu există. Dacă nu există în realitate, cum e? Imaginar, ireal. E real, e ireal. Dacă nu există în realitate, asta ziceam, da. În realitate. Mă duceam cu imaginarul meu. Unde te duceai? Departe. Paula, greu? De aici, nu. Nu, greu, cum să fost greu? Ireal. Că și imaginar sau aia trebuie treabă, la fotbal să te duc real, la, da. La Real Madrid. Zim de fotbal acolo. Zău? Da. La fotbal cât de cât, da? Dinamo. Da? Îi știi, da? Vai de mama lor, fragili, corect? Da. Fragili, vai mama lor. A proteja un obiect fragil. Hai de mama lor de Dinamo. Dinamo, câine. Auzi, să nu te zăpăcesc. Lasă-l laibii pe Litera. Dinamo. Deci ai un obiect fragil, da? Ceva de porțelan. Da. Și vrei să-l dai iubitei tale. Ce faci cu el? Literă? Îl pregătești pentru transport. Ai un obiect. Ambala. Bravo. Bun. Ai căței? Am, da. Unu, doi? Unu mai prietenos, restul sunt pe lângă casă. Ai mai mulți căței? Da. Dar câți, Doamne, iartă? Îi strângem mama pe toți. Da. Stați la curte, stați în... Acasă, da, stăm la curte. Aici, bun. Acasă fiind lângă Ploiești. Și câți ai? Cât? 4, cred. 4. Câini? Da. 4 căței. Bravo. Ce prindeți, adunați. Bravo. Îmi zici iar de Dinamo? Vorbeam de Dinamo. Lasă, gata, uităm de Dinamo. Altceva vreau să te duc. Amintește-ți. Cum îi cheamă? Cody. Pe toți? Pe primul cheamă Cody. Ăla e important. Bun. Cristi. Fii atent, că e important să spun. Ai 6 litere, am ajuns la cuvinte formate din 6 litere. Paul are 6.900 de lei. Poți să o bați cu o singură condiție. Ascultă-mă, uită-te la mine. 14 litere mai ai voie să iei, okay. Nu mai mult. Deci în următoarele cuvinte, doar 14 litere. Sau? 14... Mai puțin. E mult, eu zic că e mult 14. Mi-amintești, te rog, că mai am vreo 5. Ok, perfect. Okay. Deci 14 poți să mai iei. Acum, amintește-ți-l pe Cody. Accesoriu în formă de cerc... Pentru animale de companie. Jucărie. Păi jucărie, accesoriu. Jucărie pentru copii.
Jucărie pentru ăștia mici. Literă. O literă deja ai luat, din 14. 13 mai e voie să iei. Încă o literă. Încă una. Auzi, poate să fie din pânză, din piele, din... Încă o literă. 3 litere! Sfoară. Ce să facă cu sfoara? Că îl ții... Da, poți să-l ții cu de sfoară. Eu când eram mic, corect, legam câinele de sfoară. Corect. Dar nu e, gata, a evoluat lumea. Ce e cauciuc? Codi, mă, cățelul tău, ce are? Are mă? Un cerc cu care se joacă. Un dă-l n-ai cer de jucat! Nu de joacă, nu-i de joacă! Ce are mă el? Ce are mă el? Mă, Codi, mă! Mă, uită-te la lesă, mine! Codi, zgardă! Mă. Ce? Zgardă! Zgarda, Cristian! Stă mai mult dezlegat el și n-are zgardă. Zgarda. 7 litere. Haide. Cristi, nu mai e voie să iei... Cât ai luat? 3, da? 3. Mai am 11. Mai ai 11 de luat. Să ține minte literele. Și am ajuns la 7 cuvinte formate din 7 litere. Stare sufletească a omului care aspiră către ceva. O literă. Un fel de gând sau de plan pentru viitor. Îți pui în minte tu... Un plan. Ți-ai pus în cap să fii inginer. Și ai devenit inginer, ai terminat. Încă o literă. Ceea ce cere îndeplinire. Ce cere îndeplinire? O? Condiție. O cere, e, bine, o... nu, cere îndeplinire. Măi, ce bine ar fi să nimerească Cristi cuvântul ăsta. Ce-am pus eu acum? Am pus o... Condiție... Da, domnul inginer de 20 de ani, ce bine ar fi să nimerească cuvântul ăsta. Eu mi-am pus o... Dorință. Încă mai poți, puștule. 1700 de lei și poți să o ajungi pe Paula, care are 6900, dacă ceri... Ai puține litere. 8 litere. Cu cât cer litere, cu atât banii scad. Știu. Deci 8 de acum încolo. Cristi, încearcă să răspunzi din prima. Da. Care e determinat în realizarea unui lucru. Motivat. Bravo! Cum te-am motivat eu pe tine acum, că nu-mi dau seama? Te-ai zis de litere, să nu mai cer. Asta e important. Da. Am ajuns la 8 litere. 2 din 8, 2 din 9 și 2 din 10. Cristi, 8 litere mai ai voie să iei. Și e important să găsești cuvintele, firește, da. Că altfel... Cristi, membrii unei parohii, cum se numesc ei la plural? Credincioși. Credincioși, zi, membrii unei parohii, parohia, persoanele care fac parte din comunitatea religioasă. Da, credincioși, evlavi... Practică un cult, sunt credincioși, dar ei, da. Parohia aia are niște... Credincioșii care merg la biserică, preotul le zice, ei sunt... Creștini? Lasă-i, gata. Aparțin de o anumită parohie. Da, paro... Aparțin de parohia aia. De ce ai cer o literă? Aparțin de parohia aia, adică sunt... Enoriași. Aparțin de o parohie, sunt enoriași. Cristi. Persoană care adoptă o conduită autoritară și caută să-și impună cu orice preț voința. Adoptă o conduită. Literă? Da. Autoritar. Conducător. Literă? Are puteri discreționare. Are... Încă o literă. El e tată, el e Stalin, el e Hitler, el e ce vrei tu. Conducător cu... Încă o literă. El e... Mai zi din ăștia. Ți-a venit și finalul. El e Charlie Tor. Chaplin, în celebru Charlie Chaplin. Mai conducător, știi când arunca? Cum ai zis? Cum ai conducător. Zis? Conducătorul ăla e bun deja. Conducătorul ăsta e ăla care e așa un fel de Hitler, de Stalin, de mai zi din ăștia. Kim Jong, nu îi zicem pe ăștia de acum. Ești atent la mine? Da. Hitler. Germania. Lasă Germania! Stalin! Lasă președinte! Dacă autoritară. Dictator. Trebuie să-mi zici de ăsta al nostru, care a fost. De ce ușesc? De Kim Jong-un. Da. În momentul când i-a zis de Kim Jong-un, mi-am dat seama că e dictator.
Dacă ziceam de Ceaușescu, te prindeai? Cred că în venea, da. Dictator. Filmul, dictatorul. Păi asta am zis, cu Chaplin. Dar cred că, da, e, mai, e un film al lui Chaplin. Da, mai să-l, tânăr. Îl cauți pe YouTube să vezi, e Chaplin în care el îl imită pe Hitler, se joacă la un moment dat cu globul. Dictatorul se numea filmul lui Chaplin. Am înțeles. Cristi. Bun dobândit printr-o hârtie legală. Patrimoniul ăla care se transmite de la o generație la alta. Moștenire? Moștenire? Cum l-ai luat din prima pe asta? Cum l-ai luat din... Nu mai înțeleg nicio jocul cuvintelor. Cum le iei unele din prima și te-ai dus la zgardă aia? Ne-am chinuit la o zgardă. Cristi, 9 litere verb la infinitiv, 54 de secunde mai e. A acumula, e frumoasă asta, foarte multă experiență de viață. A dobândi, a experimenta... Când acumulezi multă experiență de viață, devii din ce în ce mai înțelept, trec anii și tu ce faci? Dă-mi o literă. Dacă trec anii, nu te gândești tu la asta la am 20... Bătrâni. Cum? Am bătrâni. Am bătrâni, Cristi. Am bătrâni experiența de viață. Bucurați-vă. Ce s-o mai capăt eu? Ce, 20 și cât? 23. Cât ai, Constantine? 72 trecut. 72. Bucurați-vă că îmbătrâniți. Nu toți au privilegiul ăsta. Da. Cristi, 10 litere. Atitudinea aia binevoitoare. Cum îi zici, Cristi? Atitudine binevoitoare. Da, domnul inginer, o atitudine așa binevoitoare. O literă. Răbdarea de care dă dovadă un om. Înțelegere. Încă o literă. Bunătatea sau calmul pe care cineva, pe care are cineva. Calmul. Calitatea celui care iartă. Îi privește cu un... Iertător, binevoitor. Hai în jurul cuvântului, hai. Binevoitor. Substantiv, compasiune, toleranță. Înțelegere. Cum? Înțelegere, da. La școală, la școală. Știi, ai un profesor care zice: băi, Cristi, îți dau 5, așa, tras de păr, cu... Cu indulgență. La 5, da. Tras de păr cu indulgență, da. Deși ai terminat Politehnica, da. Ești inginer. Dacă tot zici de Politehnică, Cristi, în 14 secunde am un cuvânt pe care orice inginer îl are în buzunar. Umblă cu el, cuvântul ăsta. Nu, asta vorbiți voi non-stop, inginerii. Uite, care s-a întâmplat pe baza unor decizii comune. A avut loc în urma unor pași. Da, a fost supus unui orar. Literă? Zi o literă. Literă. Încă o literă. Hai, literă. Literă. Adjectiv. A fost prevăzut din timp. Din timp a fost prevăzut. O întâlnire, un... o discuție... Din timp s-a petrecut conform programului. Sau conform planului. Adjectiv. Conform planului. A fost programat sau... Sau analizat. Conform planului. Planificat. Planificat. Da. Planificat. Cel mai tare și cel mai tare și cel mai tare mă enervează. Zgarda? Zgarda. Hai, măi, Cristi, zgarda aia. Când ajungi acasă, îmi cumpăr o zgardă. Nu. Când ajungi acasă, tu trebuie să faci altceva. Să te duci, să cauți o casetă, un USB, un YouTube și să asculți cum cântă un trio. Un trio, da. Să mă mai uit la chestii ireale. Mulțumesc, Cristi. Mulțumesc mult. Bianca, hai cu autobusul, hai cu zgarda! Bianca, bun venit! Ai văzut ce cuvinte ușoare te pot încurca? Da. Acum deja ai experiență, vezi cum e. Da, să vedem. E de aici. Bianca, ce faci? Sunt farmacistă. Farmacist. Da, acum sunt în concediu de creșterea copilului. Bravo. Fetița mea, da. Cât are fetița? Un an și 9 luni. Și cum o cheamă? Alexandra Mihaela. Să-ți trăiască frumos. Mulțumim. Farmacistă. Și te întorci în farmacie după da, ce. Ai da. Terminat... Facultatea de medicină și farmacie. De medicină da. Și farmacie. Specializarea farmacie. Câți ani ai, Bianca? 31. 31.
când erai tu foarte mică, era atunci când răceai, cum e acum iarna, Alec Constantin știe foarte bine, te duceai, nu prea erau lucruri în farmacie și la mare căutare când erai răcit era aspirina săracului. Bănuiesc că dumneavoastră, doamna farmacistă, nu știți. Bună să fie tamponată. Da. Fie la stomac. Da. Bravo, o să vezi tu acasă, când o să ajungi acasă și o să cauți pe Google și o să vezi care era leacul cel mai bun împotriva răcelii și pentru a transpira cu adevărat pe vremea înainte de 89. Bianca, doamna farmacistă, cum îi zice unei creații în versuri de dimensiuni mari? Poem. A un semn deschisei calea și se apropie de buton. Bianca, atât de simplu, după vorbă. Bravo, Bianca, poem. În două secunde. Termen popular de adresare pentru domnul mai în vârstă, de la sat. Cum îi zice lui în vârstă? Unu, băi, trece un domn mai în vârstă și la țară li se zice într-un fel. Bace. Cum? Început bun. Cum ai zis? Nu mă întreba, că nu poți să-ți confirm sau să-ți infirm. Îți dau o literă sau? Da, literă. Hai o literă. Baci? Nu neapărat baci, îi zici într-un fel, nu baci neapărat. Neică, nene, cum îi zici? Băi, nene, băi... Nu zici moșule, cum îi zici? Măi, bă, mai nepoliticoasă, așa, mai mult... Măi, bă, e și muzica populară. Măi, băi, Vasile, măi, băi, bă. Bade, bade, cum? Bade. Bade! Da. Badea. V-am pus să și dansați. Badu, încep să transpir fără aspirina săracului. Da. Bade, bade era, corect. 700 de lei. Hai că e bine. Bianca. Da. Căruia îi lipsește blândețea. Sever. Excelent! Excelent! Atacăm campioana. O atacăm pe Paula. 6900 de lei are Paula. Bun, Bianca. Părți carosabile ale unui drum. Literă? O literă. Sunt rezervate circulației, da? Autobusul lui Traian, că a ratat el cuvântul, are chiar una... Peron. Cum? Peron. Păi, nu. Da. Autobusul chiar are una specială pe care merge. Benzi. Da. Benzi. Cât avem? 1600. E bine. 3 minute și 8 secunde mai avem. E bine. Da. Îmi place că ești atât de blândă, de calină. O râdea încă unul la unul. Din Oradea. Oradea. Oradea, nu? Da. Nu e Oradea, e Oradea acolo. Mă uit la tine și te remarc și te privesc cu plăcere, că tot vorbeam. A remarca și a privi cu plăcere. Admira? Admira. Admira. Ascultă-mă, Paula. Tiptil, tiptil, așa, cu discreție. Ai văzut Cristi? Da. Cu zâmbetul pe buze. Ardelenii. Încet, încet, așa. Ardelenii sunt așa. Care a fost pus la locul lui? Așezat. Să știi că m-ai blocat, adică ești un grafic. Bianca. Să mă mențin doar. Bianca. Construcție specială dedicată protecției. Bunker, nu? Tu zici ceva încet acolo. Bunker, am zis, dar nu-i bunker. Dar de ce trebuie să fie neapărat în altă limbă? A. Că zice bine, dar ce e bunkerul? Pivniță. Pivniță. Dedicată protecției. Da, te protejezi în pivniță, spui totuși slănina, spui murăturile, nu te protejezi. Te apără de intemperii, de exemplu, te refugiezi... Adăpost. $3500 de lei și mai 2 minute și 37 de secunde. La început de tot, n-aș fi pariat pe tine.
pierdeam. Pierdeam. Am văzut așa, mă gândeam, gata, e foarte firavă și se va pierde la un moment dat. Extraordinar parcurs. Mulțumesc. Cel mai important, Bianca, acu e să păstrăm banii. Da. Nu e greu să-i faci, greu e să-i ții. Ia uite, a se mișca lin pe o suprafață. Când te deplasezi continuu, Bianca, fără să opui rezistență. Litero? De pe aici, tot e stat. A executa tot felul de figuri, de exemplu... Litero? Pe gheață. Litero? Hai, Bianca, hai că putem! Îți pierzi echilibru. Aș pierde echilibru. Aluneca. 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 Alunecaie! Perfect! Când îți pierzi echilibru, bun, da. A aluneca. Am luat niște litere, da. Dar suntem încă în grafic. Bianca, 3800 și Paula are 6900. Hai la 8 litere. Bianca. Care are o frumusețe pură, divină. E un cuvânt așa mai... Nu știu dacă îl folosim noi foarte des. Nu e neapărat litero? În masa vocabularului. Litero? E nobilă, e serafică. Uite, nici ăsta nu e un cuvânt foarte des folosit. Litero? Așa o zână blondă cu ochii căprui, știi? Care zâmbește, vine din Oradea. E o prezență... o prezență, are chipul blând de înger. Înger. Angelică. Angelică, când am zis înger. Da, înger, da. Angelică. Da. 4300, Paula. Câte cuvinte mai avem? Mai ai unul din 8, 2 din 9 și 2 din 10. Bianca, a priva pe cineva de propriul bun. Bianca, poți să fii locul 1. Poți în seara asta să câștigi tot. Hai! O literă? A lua cuiva un drept. Hai, Bianca, că poți. Literă? Un minut, atenție la timp. Atenție, da, la literă? Literă? A confisca... Hai! Hai, Bianca! Hai, hai, doamna farmacist! Hai! Hai! Hai, hai, mai avem 23 de secunde. A scoate pe cineva din actul de proprietate. Nu desmoșteri. Ești pe acolo, ești pe acolo. A confiscat terenurile cuiva. Când iei ceva, iei bunurile. A deposeda. Pa, ok. N-am pierdut. Dimpotrivă, Bianca, avem 3900 de lei. Cea mai mare problemă în clipa asta e timpul la noi. 3900 de lei. Poți să bați 6900 cu o singură condiție. Mai ai voie să iei 7 litere. Bine. Nu mai mult. Ții minte? Da, da. 7 litere. Adică tu gestionează-ți în așa fel timpul, 53 de secunde, și literele pe care le ceri, adică banii pe care îi pierzi, 7 litere doar. Pentru următoarele 4 cuvinte. 2 din 9, 2 din 10. Care este atacată sau lezată prin intermediul cuvintelor. Litera? Pusă într-o lumină nefavorabilă. A fost? Litera? Litera? Atenție la timp. Da, da. Ai luat 3. Denigrată. Excelent! Foarte bine, Bianca. Ai luat 3 litere, da? Mai am 4. Mai ai voie să iei 4. Ai 4500 de lei și mai ai 3 cuvinte. Dacă reușești să descoperi astea 3 cuvinte și să ceri doar 4 litere, ai bătut-o pe Paula și ești pe prima poziție. 4500 de lei în clipa asta. O să te ajut cu un telefon. Ești pregătită, da? Un cuvânt format din 9 litere. Bianca, 4500 de lei, ai voie să ceri doar 4 litere. Nu știu dacă îmi răspunde la telefon, habar n-am, dar uite, eu sun. Sun, da? Se vede că sun? Se vede, da? Și întrebarea e, practicant al celui mai popular sport din lume? Fotbalist.
Cum? Fotbalist. I-am închis lui Gică Hagi. Mă sună el după aceea. Gică, iartă-mă, eu am sunat, aveam o concurentă din Oradea și întrebarea era fotbalist, era mulțumesc, despre cel mai popular sport din lume. La campion mă gândeam înainte să văd întrebarea, dar deja număram literele să văd dacă se potrivește. Păi, cel mai popular sport e fotbalul, da, clar. Da, dar înainte de întrebare. Excelent. 5.400 de lei. Bianca, două cuvinte. Nu rata nimic. Mai ai voie să iei? 4 litere. Încep? Da. Întreruperea unui proces pentru un timp limitat. Literă? Literă? Două litere. Mai riști o literă? Literă. Hai încă una. Lasă-ți una și pe cuvântul următor. Intervenție de stopare temporară. Atenție la timp. Da. Oprirea unei sentințe pentru câteva minute. Oprirea unei sentințe. Ședință, iartă-mă. O ședință, da? Nu e pauză, evident. E pe acolo, bun. Sau destituirea dintr-un post a cuiva. A fost? Concediere. Așa, sau? Uite, altceva. Atârnare. Atârnare. Suspendare. Da. Bianca, 11 secunde. Știi cum îi zice lăcașul judecății de apoi? Ai o literă. Literă? Hai o literă. Mai ai o literă. Literă? Hai o literă. Purgatoriu. Excelent. Purgatoriu la catolici. La catolici ortodoxi, cred că există doar rai și iad. Catolicii spun că există și locul ăla de purgatoriu înaintea judecăți. Puai! Am fost aproape. 5.500 de lei. Rămâne pe prima poziție Paula cu 6.900. Mulțumesc, Bianca, că ai fost cu noi. Rămâne. Nea Constantine, te-am prăjit destul, așa-i? Hai, la foc mic! Hai, Nea Constantine! Și cum este? Bă, toate le-am știut de acolo. De acolo, așa-i? Pentru restul. Ia să te văd aici, Nea Constantine. N-a ajutor a fost pe măsură. A fost. N-a fost să fie. N-a fost să fie pentru Paula, care a ridicat de la început sus. Votul sus, aproape s-a dus la 7.000. 6.900, Paula, da? 7.000. Absolvent. Și putea, eu am zis că putea mai mult chiar. Putea, da. A luat niște litere, absolventă de filozofie. Se joacă. Jocul cuvintelor. Da, n-a profesat. Tu ce faci? 70 și cât? 2. Da, am împlinit de la iulie. Doamnește. Ce să zic? Am lucrat în proiectare. Bun. Construcție de mașini. Proiectare. Da, la ICPCH. Bun. Institutul. Care l-a mutat Ceaușească de la București, l-a mutat la Brăila, că n-avea ce căuta, că la Brăila era cel mai mare combinat. Așa e, da. Și a zis că ce caută trântărește aici? Hai să-i ducem la... Cât? Anii 70, nu? Nu, 73, 74 așa, m-am așa. Mutat. Am fost la Dasculer, șef, am fost tot în proiectare, am lucrat. În străinătate ceva? În străinătate am fost, dar după Revoluție, mm-hmm. Pentru că n-am fost membru de partid și n-aveam dreptul. N-ai fost membru de partid deloc? S-a ținut capul meu, dar nu. Interesant. Am ținut... Te-ai ținut tare pe poziția. Da, o prosie era că am regretat până la urmă, da. Că au fost niște ieșiri, chiar dacă a fost undeva în Mongolia, pe proiectele mele. Nu puteai să mergi? Nu, în Mongolia puteam să merg și n-am vrut să mă duc acolo, mă scoar cu săpun de oaie. Deci inginer proiectant, în proiectare, ani de zile, în proiectare. Proiectare, construcție. Și după Revoluție? Am fost, de exemplu, am fost la Beloit, fostul Fampa la polonezi. Aha. Am făcut o mașină de hârtie pentru Filipine, la Batam. Matale, ai făcut mașina aia de hârtie? Nu, numai eu, cu echipa de 12 inci, da. Bun! În fine, cuțit de viață. Viață împlinită, Nea Constantin. Nu prea, la bătrânețe cam... să zic așa. Trăiesc așa cum... N-am trebuit să trăiesc din amintiri, dar am avut și probleme cu sănătatea, gâtul, cu tiroidea, cu un polip, cu niște stenturi pe la... Se mai întâmplă. Să ne bucurăm de bătrânețe, da. Nu toți au privilegiul de a o apuca.
Doamne ajută să mergem mai departe. Mă simt încă în putere, zic eu. Depinde de ce urmează în cele 4 minute care vin. Doamne ajută. Mai lăsați să merg acolo. Constantine, așa, în suc propriu. Paula are 6900 și eu zic că putem să o batem. Doamne ajută. Eu zic că e ușor. Totul este... Inspirația de moment. Așa este. Asta cuvintele e. Sunt, da? Inspirația cum să aici. Să găsești sinonimul care trebuie. Mai bine ceri o literă ca să ai certitudine. Hai să începem asaltul. Eu zic că putem în seara asta, doamne Constantine, ajută, să fii pe prima poziție. 6900 are Paula. Începem bătălia dintr-un proiectant și o filozofă. Constantin, simplu. Numele paradisului pământesc în scriptură. Raiul, acolo unde au trăit primii oameni. Eden. Scuze. Cum? Eden. Cu colega dumneavoastră, când ne-am învățat, îi spuneam, cu lumea latină, spune cuvântul și uite să bată butonul. E, acum s-a întâmplat exact asta aici. Dar s-a întâmplat când m-a verificat la antrenamentele de dinainte. Da, dinainte. Ne-a constat, să nu uităm. Deci când ai cuvântul, să știi, dar uite că poate că la vârsta asta ar trebui să am așa chiar mari de emoții. Nici o emoție. Mintea... În 7 secunde am luat 400 de lei, Nea Constantin. Oh, 4 litere. 4 da. Litere. Rămânem la 4 litere. Bun, Edenul ăsta, perfect. Rămânem acolo, în paradis. Rămânem în paradis, da. Ne gândim la Adam, ne gândim la Eva, care nu poartă niciun veșmânt. Ea, Eva, nu poartă niciun veșmânt. Goală. Goală? Sau? Da. Nudă. Ăsta e! Bun. M-am gândit, nu știam cum să fac, dau bar sau pe muzic. Bun. Am văzut că ai stat. Da, n-ai văzut că, băi, trebuie să bat. Nu, batem în după clipa și după aceea, da, ca să-l ia sistemul. Suntem bine. Uite, am prea multe pentru... 800 de lei, 3 minute și 39 de secunde, hai că putem. Nea Constantine, tip de încălțăminte care se intre în 5 litere. Nici pantofi, nici cizme. Adică nici cizme de-astea înalte, nici cizme. Așa? Ia stai mă, că acum am dau seama. Ia uite mă, că mi s-a deslegat și... Cum? Literă. Ai o literă. Ia uite mă ce fac eu acum, la ce am eu în picioare. Ia uite mă ce am eu în picioare, că mi s-a... E... Ce e, măi, Nea Constantin? Ce e? O literă, nu știu. Ghete. Ghete. Totul trăgea cu gheata, zic, e mai lungă. Ghete. Ghete. Timp de pluralul, ghete. Da. E bine. Timpul. Da, timpul îl rezolvăm. Nu, dar pare rău pentru chestia asta că... Că era simplu, așa-i? La mintea focoșului. Rămânem în joc. 6900, Paula, da? 6900. 3 minute și 2 secunde. Ne ducem la 6900. E foarte important, Nea Constantine, să nu luăm prea multe litere. Dar nici să pierdem cuvântul. Corect. Ai mai văzut emisiunea? Oh, văzut, nu e nicio problemă. Am așteptat cam mult până mi-a venit rândul. Nu e nimic. Nea Constantine, încep? Da. Putem să fim pe prima poziție. În clipa asta, în clipa asta putem. Dacă așa e să fii... Definiția zice așa. Cuvânt format din 5 litere și definiția zice: țesutul muscular al corpului omenesc și al animalelor. Din 5 litere, să intre în 5 litere. E și aliment de bază. Literă. Că ai vrut să apeși din prima. Am vrut carne. Carne! Păi am vrut să apeși. Da. Și nu era bine din prima. Da. Carne! Bun! Mare grijă la timp. Timpul începe să mă enerveze, da? Îl rezolvăm noi. Da, merge. Îl rezolvăm. Vedem. Verb la infinitiv ăsta. 6 litere. A putea fi identificat, Nea Constantine, în realitate. A,
avea loc, a se petrece, a... Dovedi. Da, dar dovedești ce? A dovedi... Sau uite, a fi. A fi, îți dau un sinonim. A fi. A fi. Există. A? Există. Ăsta era. La un pas să-l pierdem. La un pas am fost să-l pierdem. De bine, a exista. A exista. Nici nu mă recunosc, dar mă rog. Filozofa Paula a exista. Nu vreau să zic, altceva este femininul față-față cu tine. Doi bărbați. A, da? Da. Nu că mai timorat, mai, cum să zic, am, n-ai văzut, ezit. Da, am văzut, am văzut. Ezit, da, cu toate da, că aveam. Da, știi ce am văzut acum? Că acolo erai sigur. Da. Acolo erai sigur. Asta ți-am spus de când am venit aici. Și mi-a arătat gheata, parcă eram bătut în cap. Doamne, iartă-mă că ți-a... Doamne, uite, gheata. Exact, adică ne-a constat, uite, gheata. Băi, nu puteam să pronunț, mi-și-a literele din gură. Nu știu, deci... Nea Constantine. Da. Care nu poate fi amânat. Adjectivul ăsta. Nu poate fi amânat. Trebuie rezolvat acum. Acum. Nu poate fi amânat. Literă, doamne, literă. E... Nu suportă întârzieri. E cum? E... Urgent. Urgent, Nea Constantine. Bun. Nu te regăsește, să-i? Da, da, nu. Nu credeam că o să fie așa... Nu eram la distanță mare, nu, de acolo. Nu, eram la câțiva metri. Și tot îmi spunea, Constantin, dar nu vorbeam cu glas. Am văzut, mă frământa că nu poate să... Am văzut să găsească cuvântul. Ui, și acum îi frământă pe ei asta. Ai. 2600. Nea Constantine. A acorda cuiva libertatea de a face ceva. Literă. Hai o literă. A da voie ca un lucru să aibă loc. A da voie. Încă una. Nu știu. Ai lucrat în proiectare ani de zile. Da. A autoriza o lucrare. A... Nu. Mai dă-mi literă, nu știu. A oferi consimțământul. A... Uite-i cum știu. Uite-l Cristi cum știe de acolo. A oferi consimțământul. A... Mai dă-mi literă. Hai, încă una! Una, două, trei, patru litere luate. A nu te împotrivi, Nea Constantine. A spune da. A... A lăsa pe cine... Încă o literă. Hai că trece timpul. Da. Hai încă o literă. Hai încă o literă. Nu vine să cred. A... Prima și ultima. Terminată. Cum? Terminat. Ce termina? Că noi suntem terminat. A acorda cuiva libertatea de a face ceva. Adică... Verbii ăsta, a? A, a? Nea Constantine, nu mai se poate! A oferi permisiunea cuiva. Nea Constantine, calmează-te. Mai avem 10 secunde. A oferi permisiunea cuiva. A? Nu știu. A oferi permisiunea. Permite! Păi, Doamne! Băi, îmi spui de trei, de patru ori mi-a spus cuvântul. Să nebunezi cam. Nea Constantine. A permite era. De patru ori l-ai spus. A, uită-te la mine. M-am... Da, a acordat permisiunea cuiva. Hai să depășim. Uită-te, Nea Constantine, la mine. Hai să depășim, da? Da. Bun, îmi place, să depășim. Nea Constantine, putem. Ascultă-mă, putem. Timpul e cea mai mare problemă. Dar la 72 de ani îl rezolvăm pe asta. Timpul. Nea Constantine, din 7 litere. Regele prăjiturilor. Prăjiturile. E substantiv masculin ăsta. Da. Ofetar. Bravo, Nea Constantine. Hai că am recuperat. Bun, ne-am întors în luptă. Paul, îmi trebuie dacă poți să bat butonul. Păi nu. M-am mai nebunit. Băi, stai seama. Poți să dau un buton? Mă întreb dacă poți să dai. Păi nu, ăsta e rolul jucătorului, concurentul, să dea butonul ăsta, mă. Hai că să nu mai... Ne revenim, da? Hai. Care a fost neglijată în mod voit?
n-a fost luată în seamă, a fost o literă. Hai, o literă. Abandona. Nu, neglijată. Aha, am bătut și asta. Da, neglijată. Nu i s-a acordat atenție. E neglijată. E? Dacă e neglijată, nu i se acordă atenție. Cum e? E tratată fără considerație. E refuzată. E nebăgată în seamă. Nebăgată în seamă. Nu poate fi prigonită. E complicat prigonită. Nebăgată în seamă. E... Nu e luată în seamă. Ignorată. Mama lui de ignorată. Putem, Nea Constantine. Putem. Da. Putem. Putem, dar atenție la timp și la literele pe care le luăm. Ascultă-mă, e un obiect ăsta. Ia să vedem. Nea Constantine, ăsta e un obiect. Mare atenție. Să te uiți, matare, la definiție, că dacă te uiți la definiție, găsești cuvântul. Ăsta, de exemplu, cu ignoratul nu era mare brânză. Nu era. Nu era deloc, așa-i? Nea Constantine, mai am un cuvânt din 8? Păcât nu ignorez eu. 2 din 9 și 2 din 10. Ascultă-mă, știi ce e important ca să fim pe prima poziție? Să nu mai luăm litere. Ah, nu. Putem? Nu, cred. Dar hai să încercăm. Nu, nimic, e o experiență nouă. Putem, nu mai avem multe. Mai avem 1 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Poți să fii pe prima poziție, dar nu mai lua litere. Încep? Da. Încep? Da. Ăsta e un obiect. Îi zice așa, din 8 litere. Cabină sau platformă care servește la transport. La transport. Cabină, platformă, la transport. La transport. Mecanism. Se mișcă pe direcție verticală. Deci nu orizontal, nu orizontal, da, nu orizontal. Literă. Nu, o literă. Nu orizontal, vertical, Nea Constantine. Vertical. Timpul. 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 Atenție la timp. Oprește timpul. Încă o literă. Încă o literă și oprește timpul. Vertical, Nea Constantine. Dacă e vertical. Cu ce te miști vertical? Ascensor. Ăsta e! Ăsta e! 9 litere. A discuta și ajunge la un consens în urma unei neînțelegeri. Ce litere, ca să hai o literă, hai o literă, da, când rezolvi o problemă, o clarifica. Excelent. Excelent. Am pierdut ignoranță cu mai multe prostii. Și ascensorul ăla, m-am căcăie la el, parcă urcă. Ce Dumnezeu urcă? Constantine, nu... ce urcă? Că doar nu se urcă toată lumea ca prunariu să se ducă în cosmos. Că la de mâna tuturor nu merge lumea. Și în comun. Pietre rare, prețioase, din 9 litere, ele mai multe. Nu zi unul anume, nu zi safire sau diamante. Ele toate ce sunt? Sunt... pietre rare, prețioase, din 9 litere, ele mai multe. Nu zi unul anume, nu zi safire sau diamante. Ele toate ce sunt? Sunt timpul. Atenție la timp, oprește timpul, oprește-l. Pietrele foarte scumpe. În povești sunt numite. Da, bijuterii sau în povești mai sunt. Nestemate. Bravo, bravo. Nestemate. Unul din zece bun. În 8 secunde. Hai să lăsăm să treacă 4 secunde și apăsăm, da? Nea Constantine, care s-a deplasat printr-o literă, tehnologie literă. Fictivă. Literă, dați literă, încă o literă, încă o literă. Bun, l-am oprit. Deci, timpul. Dar am apăsat. Am apăsat, dar nu l-am. Trebuie tare, Nea Constantine. M-am apăsat eu, tare. L-am apăsat deci, la poate. Deci stai, să-l găsim pe ăsta. S-a deplasat într-o... printr-o tehnologie fictivă. A fost accesat un portal, Mironov, domnul Mironov, povestea. A, marele nostru. Domnul. Așa, da, bun. Sefist. Cum se deplasează aia? Fictiv. Bș, 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 bș. Engage. Star Trek. Engage. În Star Trek se dă aia. Pac, da. M-am... Teleportat. Teleportat. Trecut.
până am zis. Teleportat! Nea Constantin. Ce să văd? Apăs pe ăsta și gata, am terminat. Membru al unui grup în raport cu ceilalți. Deci membru al unui grup, Nea Constantin, în raport cu ceilalți. Colaborator. Așa, sau, bun. Într-o echipă sportivă. Cum le zice aia? Coechiper. Cum? Coechiper. Coechiper. Cum mai zi dat tare? Coechiper. Coechiper. Unde ne-am câștigat? La aia, ignoranța, la, nu știu, la niște racaturi de 2 bani. Scuze-mă. cine? Nu, de ce? A fost foarte bine. Bun traseu, doar că la un moment dat... Am șchiopătat. Nea Constantine, să-ți dea Dumnezeu o viață frumoasă. Mulțumim că ai fost cu noi. Mi-a părut bine că am cunoscut. Strâng mâna Paulei, 6.900 de lei, îi duce acasă în seara asta. Mulțumesc. Felicitări, Paula. Mulțumesc. Oameni frumos. Pe care de obicei nu-i vedeți la televizor, n-ai mai apărut la televizor, Paula, niciodată, așa? Niciodată. Absolventă de... filozofie. Unde să vezi absolvenți de filozofie în România la televizor și pe audiențe atât de mari. Mulțumim încă o dată că vă uitați atât de mulți la Jocul Cuvintelor. Seară bună, mulțumim. Bravo, Paula. Mulțumesc.